Domnul și Dumnezeu a venit de acum chiar la locul la care pădează mult dacă știi cum să iertăm. Și dacă iertăm. Era mai multe vase de lucru, mai mulți proroci în Italia, într-o biserică din nordul Italiei și într-o vasă a Domnului, apropiate de o soră. Cred că în America noi avem toate categoriile de frați, surori, mai bătrâni, mai tineri. Dar în Italia, omul natural de la 60 de ani, să spun așa, e exact ca un stejar bătrân prin pui de stejar, că acolo sunt numai tineri, pe un tineri. Sora asta se spune că el la 60 de ani, cam așa de la acolo, îi dă un cuvânt, eram acolo, am auzit, știu exact lucrul cum e. Sunt femeie, m-a întrebat de ce am încăduit lucrarea aceasta de boală peste tine. Pentru că tu n-ai avut fetele. Doamne, dacă dai onor, sora mea numai doi băieți. Dacă dai onor, am să țin ca la fata mea. Ți-am dat onor și acum o judeci. Ai dreptate ce faci. De ce am încăduit suferința totul tău? Dar dacă tu o ierți, eu te vin. Sora avut un accident ceva, a fost tot așa, de ce am cârjă, avea cârjele cu ea, cârjele. Și la o fată de lângă sora îi spune, astăzi s-a făcut dreptate. Atât o spune. Nu știu nimic. Sora a început a plânge, a mers acasă. Probabil că acolo vedea cu noi. Ea s-a căit înaintea lui Dumnezeu. Și oficialul cântare la noi. O am tot părtășit cu Dumnezeu în noapte respectivă. Și a doua zi, intră sora în biserică, ca și cum nu a fost niciodată bolnavă. La rugăciune, cum se aduce rugăciune de obicei, mă găsește sora, zice, fraților, ați auzit cuvântul care a fost din partea Domnului. Dimineața, din zi, dimineața m-am trezit, am zis, știam că-s bolnavă, știam că nu mă pot ajuta singură. Să mă duc să fac o baie și am zis că merg 2 ore jumătate să fac o baie. 2 ore, 3 ore. Și m-am trezit din dimineață ca să pot ajunge la casă Domnului. M-am dus în baie, fără să realizez nimic ce se întâmplă. Am făcut baie, în câteva minute am ieșit afară. M-am îmbrăcat, m-am uitat la ceas, m-am speriat cât era ceas, nici nu era încă lumina din mie. Și când mi-aduc eu aminte, cârjele mele. Ce am făcut cu cârjele? Am uitat, fraților, că Domnul, și mi-a dat seama că Domnul noaptea mă vindecată. Dacă am intrat în biserică, să vă spun că sunt vindecată, să vă mă spun. Vedeți cât face o iertare, o simplă iertare. O simplu iertare. Dar o iertare din inimă. O spuneam atât de stil. O iertare din inimă. Dar să vă spun un caz, nu că sunt eu mai bun sau vezi dacă vorbești cineva mai bun ca altul. S-o întrebat în necazul meu care am trecut cu casa, cu tot ce a trecut, un frate a venit la mine și a cerut $1000 împrumut. N-avem pe un să-i dau, nici n-avem cum să-i dau. Și acum n-am pe unii, am primit de la parte dacă îmi pune Domnul să-i dau. Dar atunci eram dezastru, avem 120.000 datorii, n-avem de lucru. Dar mi s-a întâmplat că în ziua aceea am primit $1000 de la lucru. Am zis, băi, chiar acolo mă nimeni să ai ăsta, de când am eu mie asta, făcem-o capul și i-am dat mie în urmă din locul. O trecut o lună, două, trei, patru luni. Acum, ca și în drumul, l-aș fi asuprit să-mi dea banii, dar eram dator la alții eu și alții nu mă asupre eu. Și am zis, cum eu pentru 1000? Și îl sur și spune, auzi, n-ai putea să dai banii aia, că așa am nevoie de ești, că să zice, băi, îmi pare foarte rău, dar n-am de o să ți-o dau. M-am turburat așa în inima mea, că el mi-a zis o lună de zile. Eu am luat banii împrumut și a spus, frate, băi, frate, eu nu știu când vin dau înapoi. Nu vă pot promite niciun an, nici 10 ani, eu nu știu ce se întâmplă cu mine. O trecut un timp și zice, domnule, și n-ai vrei să-l ierți. Doamne, dar am nevoie de banii aia, doamne, știi că eu, auzi, iată. Ca semn că l-ai iertat, ți-i mai dai o victorie. L-am sunat și i-a zis, uite care treaba. Te-am iertat de mașină, dar eu, Domnul nu-s mai nevoie de oameni. Vreau să vă spun, nu-s banii și nu eu. Îi mulțumesc Domnul că am ascultat. A fost ridicarea lui, ridicarea lui pocăinței. Așa de descurajat era, știți cum e? Sunt oameni care nu se plâng niciodată că au nevoie de ceva. Dar la Dumnezeu cade de sănătate. Niciodată el, poate biserică îl vezi că se laude. Băi, Domnul cu mine, Domnul, dar el săracul, numai el știi, sau el săraca, numai el știi cum e. Și cade de sănătate niciodată, Domnule, cade. Și atunci,
Domnul, pogăsă pe mine, pe trăiat. Mă zic, băi, zice, am văzut Dumnezeu, m-a uitat. Am văzut Dumnezeu, mă, eu știam pe mine trăiat, dar știi ceva? Dumnezeu nu rămâne nepăsător. Nu rămâne. Dar aș vrea să vă spun așa o fază, cum lucrează Dumnezeu. Eu lucrez la acoperișul, la rufin. Și o vine cineva la America și eu am fost milă de ea și a dat $1,000, dar nu în numele Domnului, dar împrumut, că avea nevoie de mai mulți bani în România, că sunt într-un casă. Și am zis el, băi, mai împrumut dacă vrei să dai, că ți-i dau înapoi, zice, eu fac bani. Deci dacă n-aș face bani, da, dar eu fac bani și îți dă-l spun ți-i dau înapoi. Eu cumva ne-am făcut tot posibil, așa, și a dat $1,000 împrumut. Dar mie am împrumut, n-am uitat de bani eu. Dar am uitat de bani, ca și cum nu dau niciodată bani. Vreau să vă spun, frate și sorori, o trec cu vremea și mama mă sună, zice, Nic, vreau să te întreb ceva. Ai dat-o cu Eva bani împrumut, de mamă. Eu știu așa că am dat cu Eva bani, dar nu, România, nimeni. Băi, ai dat cu Eva bani în România, mamă, la nimeni n-am dat. Băi, gândește-te bine și mă duce mama mai aproape din persoana respectivă. Nu știu, eu nu i-am dat nimic, mamă, nu i-am dat. Băi, n-are cum, mi-au dus mie bani, dar fiți vă mii, nu vă zic, se puti care treaba, e 500 și dă-i fama tale, mai aveam obicei când era mai ales sărăcia, între surorile și frații mii, le luam preparat, nu le dăm bani. Le luam preparat, le ți-a salam, le ți-a și dă-i mama la ei și zic, 500 ce faci? Păi astea cu 500. Era un cumnat de meu, care o nimerit în 2 zile, avea un nou copil cât atunci, așa de sărat au ajuns, nu mai avea om, bani de 1 litru de benzină. Și i-a trimis numai la mormântări. A fost o lună cu o morit din mai multe sate din jur și numai la mormântări era de sâmbra cu morți. Pe drum se întoarce cu soția lui, spre casă și spune la soția lui, băi, zice, hai că noi mergem, dar chiar Dumnezeu nu, nici banii mei să nu măcar nu-i dă. Am cerut să-mi dea alți bani, dar mi-a fost o lună de zile. Prășitul l-am lansat, a început să spune sora mea, cumva, o nemulțumire ei pe drum. Când a ajuns în curte, chiar când vorbim cu mama, zice, eu a ajuns din aici. Și zice, Duhul Sfânt, banii aia îi dai lui. Zic, de ce aici? Sigur, dă-i. Ar vrea să vă spun cât de repede vine cu fintează Dumnezeu. Un american care, de fapt, geabul mai mici, mai mari, mă sună și zice, trebuie să ne întâlnim neapărat, am o parte de rufă o casă, trebuie vândută și trebuie să-l refaci. Dar neapărat, cât de repede poți? Tata era în America. Și mă întâlnesc cu el, chiar vorbim la telefon cu cumnatul meu. Nici n-am trebuit de vorbim cu cumnatul meu. Și cum trage mașina la lângă mine, zice, zile atunci cât vrei. Și eu zic, 2500, adică 2500. Cu engleza mea, el o înțeles mai mult. Și îmi scrie, ce 3500, nu 2500. E ok, dar crezi la mai mult, dar e ok. Și îi zic, cumnatul meu, zice, bă, dar știu ăștia, mă, dă sau da, domnule, da bani înapoi. Vedeți, doar nici n-am terminat de vorbit cu el la telefon. El așa o înțeles. Eu le-am zis 25 sute, la 35 sute. Păi eu găiesc la mine, oricum mi-l mai mai puțin. Dar Dumnezeu lucra, frații mei, eu am găsit cu cale, vreau să vă spun, am găsit cu cale, uitându-mă de ani ăștia care slujesc cu Dumnezeu. Nici nu-ți vorbește Domnul și deja vine cuvântarea pregătită. Doar nu-i să-L înțelege cu Dumnezeu, doar să-L și să rămâne lângă El. Că dacă nu-i de lungi binecuvântarea, nu Dumnezeu. Deci nu-i dialogim. O frate a avut o vedere pe o soră că Doamne, dă-mi, Doamne, dă-mi. Și spunea frate la soră, sora a fost o vedenie, când se pui mâna pe binecuvântare, cârtei. Și binecuvântare merge, eu pas mai înainte. Iar când spune, diavolul te pune să cârtești, nu mai cârti soră. A zis sora, nu frate, rugați-mi pentru mine să-mi cârtesc. Ai vrea să spun că o vin sora cu mărturisit cu Dumnezeu la biruință. De când se pune mâna pe binecuvântare, e, nu știu Dumnezeu ăsta ce face când nu vede. E o cărtire sau nu e o cărtire? E o cărtire, frate, mă, adică ce faci cu Dumnezeu? El poate tot ce vrea, dacă nu-i bine cuvintează. De-aia, iertarea, apropierea de Domn. Nu știu ce seara să-ți o axa pe lucrarea asta frumoasă. Nu sunt idei cu tine. Am putut seara să-ți faci.